am pregătit savarine, dar am optat pe varianta de savarine cu fructe. Am zis, haide să nu fie acea savarină cu colorant roșu deasupra. Să mă gândesc ce ar fi făcut bunica. Iar bunica cu siguranță ar fi făcut o savarină cu fructe. Cum îți dai seama când o savarină este bună? La interior trebuie să aibă niște bule de aer. Așa ne dăm seama că drojdia și-a făcut treaba, că produsul a crescut corect. Aceste bule de aer ne ajută să putem avea o însiropare corectă, pentru că dacă savarina este uscată, nu e însiropată, cine o mănâncă? Eu nu, cred că nici voi. Și atunci, ia uite ce frumos se vede. Bunica, tot ce pregătea era foarte bun, mai ales dulciurile. Nu exista vizită la bunica acasă în care să nu ne întâmpine cu ceva delicios, cu o prăjitură, cu un fursec, un cozonac, orice. Totul era foarte bun. Bunica este cea care m-a inspirat cel mai mult să mă apuc de cofetărie, să o iau pe acest drum. La ea am văzut, uite, mi se face pielea de găină, la ea am văzut cum se fac cozonacii, cum se fac torturile. Bunica m-a învățat despre drojdie, că este nelipsită în aluaturile pufoase și umflate și că mereu trebuie să o folosim, să o iubim, să o îndrăgim, pentru că este vie. Toată lumea îmi spune că semăn cu bunica din partea tatălui, că pe ea o moștenesc și la talentul în bucătărie, și la desen, și la structura fizică, așa cum arăt. Și cred că semăn foarte mult ca personalitate. Poate contează faptul că mi-a spus Simona să pui dragoste și suflet în absolut tot ceea ce faci și să nu lași niciodată pe nimeni să te supere. Iar dacă cineva te supără, tu iubește-l, că în felul ăsta nu vei fi nici supărată și vei putea merge mai departe.